Vestea dimineții despre Andreea Esca. Anunțul venit chiar acum despre prezentatoarea ProTV. Andreea Esca nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este vedeta cea mai apreciată și mai longevivă a celor de la ProTV. Prezența sa pe micile ecrane este așteptată în fiecare seară de milioane de telespectatori. Nu mulți știu însă ce face acesta atunci când nu prezintă știrile. O colegă a dezvăluit tot adevărul. Andreea Esca este una dintre cele mai iubite prezentatoare de la noi. Ea este urmărită de zeci de ani pe micile ecrane de români, care sunt, însă, interesați și de ce face vedeta celor de la Proteve în timpul liber. Andreea Marinescu, colega sa, a oferit detalii neștiute până acum despre Esca. Ea a surprins-o pe prezentatoare într-o ipostază în care cu siguranță publicul nu este obișnuit. Marinescu a detaliat cum se comportă Andreea Esca în pozele filmărilor. Aceasta a filmat-o pe prezentatoare în timp ce stătea comod pe o canapea și vorbea la telefon. Ulterior, Marinescu a postat filmulețul pe pagina sa de Instagram. În ciuda așteptărilor, Andreea Esca nu a fost deloc deranjată de gestul colegei sale. Din potrivă, chiar. Prezentatoarea știrilor ProTV a redistribuit imaginile pe pagina sa de Instagram, alături de o descriere amuzantă. Când se prind colegele că te-au lăsat șalele, și te întinzi un pic așteptând în fața camerei de montaj, a scrisesca pe Instagram.